Terorizați de zgomotul produs de barurile, cluburile și restaurantele, cetățenii din sectorul 1 al capitalei au luat atitudine și au făcut mai multe plângeri. În urma lor, primarul sectorului 1, Clotilde Armand, a luat decizia de a scurta programul restaurantelor aflate în apropierea parcurilor. Măsura vine după ce mai mulți cetățeni din cartierul Domenii au reclamat că pe perioada verii de miercuri până duminică nu se pot odihni noaptea din cauza zgomotului care vine de la terasele din parcul Herăstrău. De-a lungul timpului s-a dus o luptă crâncenă între patronii teraselor și cluburilor din zonă, cu oamenii care susțin că sunt terorizați de muzica dată prea tare și de clienții zgomotoși. Scandalul trenează de ani de zile, iar în tot acest timp locatarii blocurilor au sunat de nenumărate ori la poliție pentru a anunța că este tulburată liniștea publică. Sute de locuitori din sectorul 1 al capitalei trăiesc acest calvar și, în ciuda sesizărilor făcute în nenumărate rânduri, se confruntă cu aceeași problemă. Ca urmare, edilul sectorului 1 a mai solicitat funcționarilor serviciului de autorizații de funcționare și servicii publice din cadrul primăriei sectorului 1 să nu mai emită autorizații de funcționare în interiorul parcurilor pentru unitățile comerciale și de prestări servicii care, prin natura activității acestora, pot crea riscuri pentru sănătatea populației sau disconfort comunității. La începutul lunii octombrie, primarul Clotilde Armand a anunțat că a emis decizii de suspendare activității în cazul a 9 terase foarte cunoscute din parcul Herăstrău și de pe Calea Victoriei, despre care a spus că tulbură repetat liniștea publică pentru că dau muzica tare.